Este în loc de bon de casă, da? Ce? Hârtiuța ce? Nu, asta scrie la sănătate, la sănătate. Am înțeles, deci doamna nu cumpără decât servicii. Русский. Popa și-a parcat mașina pe gazon și nu-i pas. Toată informația e paruschi numai. Dacă e pravoslavna aia țărcă, ce vrei de la ea? Se fac traduceri și în limba națională. Ocupat parcul băietanii, fac afaceri. Șal de chertoacă, leancă. Și alți oportuniști îi tolerează. Și pe lângă ei, iată, se adună și din ăștia. Bisericoși. Sau nu neapărat credincioși. Care continuu să încalcă legile. Dacă popa poate să ocupe un parc întreg și noi nu putem să ocupăm măcar 2 metri pătrați cu mașina. Și poliția zice că n-are ce să le facă. Păi dacă Șerecianu e oportunist ca și alți doi politicieni. Mai apare câte un Alex Dimitrov se împotrivește, dar degeaba. O să le hamitească într-o zi, o să plece din țară și voi să rămâneți toți încăcate.